Carte în dar, dezvoltare personală la clasa pregătitoare. Bună ziua, dragi copii! Pentru această activitate va trebui, în primul rând, să fiți atenți, să aveți pregătite foi de hârtie și creioane colorate. Acum vă voi spune povestea Danei, o fată de 6 ani din clasa pregătitoare. Dana este o fetiță simpatică și locuiește într-un mare oraș. Dar haideți acum să vedem ce face Dana într-o zi obișnuită. Cât e ziua de lungă, ea nu face altceva decât să stea tolănită în pat sau să se uite la desene animate. Dana are camera în dezordine și încă nu și-a găsit nicio activitate preferată. Chiar și la școală stă mai mult singură în pauze. Dragi copii, ce ați putea spune voi despre comportamentul Danei? Într-o noapte, după ce Dana a adormit, jucăriile din camera ei au început să vorbească. Oare ce s-a întâmplat cu Dana? Nu m-a luat de pe raft de câteva săptămâni, spuse ursulețul. Dar noi ce să zicem? Stăm de un an nemișcate, au spus cuburile de pe raft. Nici cu noi nu a mai desenat de o lună, au intervenit și creioanele colorate. Iar noi suntem pline de praf, nu ne-a deschis de un an, au adăugat cărțile de pe masă. Nici măcar cu mine nu se mai joacă, a spus trenulețul. Eu propun să o întrebăm cum o putem ajuta, spuse păpușa Barbie. Dar nu ne poate auzi, a spus unicornul. Atunci haideți să cerem ajutorul copiilor, ei ne aud chiar acum, spuse ursulețul. Ce ziceți, copii? Ne ajutați? Dragi copii, jucăriile Danei au nevoie de voi. Pentru că ea nu le poate auzi, va trebui să-i pregătiți voi o carte care să o ajute să găsească activități preferate. Iată cum veți face. Ia o primă foaie și desenează o fată dacă ești fată, iar dacă ești băiat, desenează un băiat. Dacă știi deja să îți scrii numele, scrie-l în partea de sus a foii, iar dacă nu știi, acesta este un moment bun să înveți. Poți ruga un prieten sau pe cineva din familie să te ajute. Pe a doua foaie desenează ce îți place cel mai mult să faci acasă. Pe altă foaie desenează ce îți place cel mai mult să faci la școală. Pe următoarea foaie desenează unul sau mai multe obiecte cu care îți place să te joci sau pe care le folosești în activitățile preferate. Acum, doamna învățătoare sau domnul învățător va aduna desenele voastre, le va prinde pe toate la un loc și va realiza cartea pentru Dana pe care o va trimite acesteia prin poștă. Cu siguranță cartea clasei voastre o va ajuta pe Dana să descopere activități care să-i placă. Felicitări, dragi copii, pentru desenele frumoase și pentru ajutorul oferit Danei. La revedere!